Bine ai venit în bucătăria lui Adi Jo. Astăzi pregătim salată mexicană sau pico de gallo. Și pentru această salată avem nevoie de o salată romană, roșii tăiate în cubulețe mici, castraveți tăiați la fel, ceapă roșie, fasole cu bob lung și roșu, porumb dulce, ardei gras roșu, avocado stropit cu zeamă de lămâie, coriandru, fulgi de chili, oregano, iar pentru vinegretă avem nevoie de 2 linguri de ulei de măsline, 3 linguri de zeamă de lime, piper și sare după gust. Începem cu vinegreta și pentru asta punem într-un recipient uleiul de măsline, după care adăugăm zeama de lime, fulgii de chili, oregano, puțină sare și piper. Adăugăm și coriandru și amestecăm totul. Și pentru împrietenirea aromelor, lăsăm vinegreta deoparte și tăiem salata romană. Eu folosesc un cuțit de plastic, dar se poate rupe cu mâna, iar dacă folosiți un cuțit normal, salata trebuie servită imediat pentru a evita oxidarea. Adăugăm ardeiul roșu tăiat, fasolea roșie, castravetele tăiat, porumbul dulce, ceapa roșie, roșiile tăiate cubulețe, avocado și restul de coriandru. Acum este momentul să adăugăm și vinegreta și amestecăm totul. Salata mexicană se servește alături de tortilla. După cum vedeți, este o sălătică colorată și vă asigur că este foarte bună. Se poate servi la prânz, brunch sau cină, asta ca fel principal, deoarece este foarte sățioasă. Sper că v-a plăcut această rețetă și că o veți încerca. Nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu următoarele rețete. Eu sunt Adi Jo și vă mulțumesc pentru atenție. Și vă urez toate cele bune până la următoarea rețetă. Pa, pa!